bursați din Târgu Jiu. Bursați, aproape. Au și anumite beneficii, zic eu, tentante în ziua de azi, în cazul în care la noi, la centrul de sânge, nu neapărat, dar e greu să ajungi la un medic. Noi suntem acolo dispuși în orice zi, de luni până vineri, pentru consultații, pentru niște analize care în mod uzual nu se fac decât la centrul de sânge. Hepatitele, care sunt atât de frecvente în ziua de azi și nu se fac în cadrul acelor analize gratuite, și se fac pentru fiecare donator acest tip de analize și cred că ajută mult să știi că ești sănătos sau dacă găsim probleme, să le luăm din timp. Da? Câțiva voluntari de la Crucea Roșie împreună cu angajații Centrului de Transfuzie Sanguină din Târgu Jiu au ieșit în centrul orașului pentru a trage un semnal de alarmă. Stocurile de sânge sunt aproape tot timpul sub cantitățile necesare, ceea ce pune în pericol mii de vieți. Este o campanie de donare de sânge. Am luat această hotărâre în colaborare cu Centrul Teritorial de Sânge, cu Direcția de Sănătate Publică Gorj, rețeaua de asistente medicale comunitare care ne sprijine în distribuire de pliante și măsurarea valorii tensiunii arteriale. Vrem să atragem și să conștientizăm un număr cât mai mare de donatori, întrucât este o criză acută de sânge. Cred că toată lumea știe că sângele salvează viața și Centrul Teritorial de Sânge Gorj duce o lipsă acută de acest produs. Spitalele se confruntă cu o lipsă acută de sânge în ultimii ani. Pentru multe cazuri dificile se fac campanii pentru a se obține cantitățile necesare unor intervenții chirurgicale. Deși există beneficii potențiali, donatori nu se înghesuie. Am încercat să venim noi în întâmpinarea posibililor și viitorilor donatori pe care ni dorim să înțeleagă că necesarul de sânge trebuie acoperit prin actul donării. Având o colaborare de ani buni cu Crucea Roșie, am organizat împreună, domnul director fiind și donator onorific de atâta timp, înțelege și știe care este implicația actului donării de sânge și a reușit să ne sprijine cu un grup de asistenți voluntari și asistenți comunitari. Puțin sunt cetățenii care ar fi dispuși să meargă la centru pentru a dona. Un mesaj pentru cei de la transfuzii. Le doresc multă sănătate și cu să aibă un vocabular care să atragă lumea. Veți înștiința la dumneavoastră în sat? Veți da anunțul? Da, bineînțeles. Mai ales că eu am fost pădurar, mă cunosc toți și fac o reclamă pentru treaba asta foarte mult. Dacă ați fi avut vârsta, ați fi donat? Da, bineînțeles. Eu am mai donat sânge. Donați sânge? Ați donat sânge până acum? Nu, n-am donat. Aveți persoane în familie care ar putea dona? Nu am. Nu, suntem bătrâni și eu și soția. Copiii sunt plecați. Ar trebui lumea să doneze mai des, să vină tinerii în special? Nu știu. N-am idee. Credeți că e benefic acest lucru? Eu așa zic. Bineînțeles că e benefic. Cum să nu fie benefic? Doar... Astfel de campanii au mai avut loc, însă mulți cetățeni sunt reticenți. Conducerea Centrului de Transfuzii Sanguine, dar și cei de la Crucea Roșie, îi roagă pe oameni să meargă să doneze pentru a salva viețile unor semeni.